Răzvan! Ia uite-mă cum s-a venit îmbrăcat, tati! Ia! Da. Începem petrecerea! Am venit îmbrăcat ca lumea și când zic îmbrăcat, îmbrăcat ca lumea, tati! Pentru tine ăștia am văzut, ai invitat numai milionari! Top, top, top! La nuntele ei, frumoasă nuntă, felicitări! Da, nici da, mai... Să n-ai tu un... Mamă, ce m-arde focul la faci, le întorchi! Du-te, mă, de aici! 31 decembrie, toate cărțile sunt diferite. Ai hotărât și ai anunțat Logodna. Felicitări, Casă de Piatră, prietenul meu, să fii fericit, îți doresc din toată inima. Chiar dacă n-am fost alături de tine, să știi că noi te iubim și ne bucurăm pentru fericirea ta. Dacă ție ți-e bine și nouă ne-e bine. Da. Băi, hai să facem asta cu Cuburubu. În sfârșit, da! Facem numărul cu Cubu! A venit cu un număr de magie și umor pe la noi, Robert Tudor. Bă, te-ai dus la ziar și ai zis că boala ta, Ramona, că exact. Te-ai dus și ai dat interviu. Ce e, mă? Scrie toate tu ai multe momente de inconștiență, da? Ce, mă? Ai zis că ești fiert pe ea, că nu știu ce, la gazetă. Nu mă băga, nu mă mă băga. Uite, citește ziarele, că tu ai dat interviul. Bă, ăsta e nebun. Nu e glumă. Să mor eu. Da, serios. Și ziarele, dă nu minte. Dă mor eu, bagă în ele, dă ăștia de... Păi tu erai cu voce, bă, de ce? Aici. Nu poate fi vorba de inteligență. Nu poate, în cazul tău nu poate fi. Tu faci așa și îți bagă vorbe, dragi. Am văzut, am văzut. Ia uite-mă cum s-a venit îmbrăcat, tati. Ia. Da. Începem petrecerea. Uite-mă, tăticule, îmbrăcat frumos tot. Tati, așa îmbrăcat, nu pornea liftul cu tine. Era la etaj tot. Da. Am venit îmbrăcat ca lumea și când zic îmbrăcat, îmbrăcat ca lumea, tati. Asta zice, îmbracă-te. Știi când zic că ia, bă, vii și tu pe stradă, îmbracă-te și tu frumos. Aveam așa, pentru tine ăștia, am văzut, ai invitat numai milionari. Top, 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 la nuntele ei, frumoasă nuntă, felicitări. Dani, ce da? Mai, bravo, da, mai jos. Dani, lasă că are, dai. Tati! Da, ce-am văzut eu din poze și din ala? Să n-ai tu un... Tu ce ne-a chemat, bă, și tu o manea să-ți cânte? Pe ce să, mă, pe stadion la Coldplay? Era frumos, mă, să te recunoască, a? Ăștia aveam pe lăutare, ăștia pentru tine aveam. Și ăștia pentru chelneri. Oh, wow. Hai, lasă-mă! Nu te aștept, frate, că tu... Se vede că sunt banii tăi, că da. Scrie mai... pe specimen. Da. Bună. Eu plec, mă. Nu plec. Unde pleci? Dacă ar fi să pleci, unde te duci? Unde te duci? Ar fi să pleci, aș crede că vii. A, era invers, dar ar fi să vii. Vii. Ia, mă, zi, și primul număr de magie... Primul număr de magie pe care vreau să-l fac astăzi. Mamă, nu ce-a scos ceasul. Ne-am mie magicele că ce-l ține. Plecați de aici, plecați de aici. Muzică, tensiune! Ce? Astăzi o să facem cu foc. Da. Bă, nu foc. Mâna mea intră prin acest tub. Voi aprinde aceste făclii, săgeți și vor intra toate prin mâna mea. Are cum, crede-mă. Tu ai mai făcut asta? N-am mai făcut niciodată. Am nevoie de foc, aveți nevoie de o brichetă? Aveți o brichetă, ceva? Nu mai ne-am lăsat de fumat toți. Uitați-vă puțin la această lumânare. 3, 2, 1... Oh! E cu telecomandă. Și cum s-a prins? Auleu! Lasă un pic lumina mai jos. Da, mă, da, e ceva deosebit. Să nu ne dai. Fachirul din Periș. Iată, tată, cum... Bă! Roberte, te rog. Hai de capul meu. Trece prin mână. Mamă, ce m-arde focul la față. Mamă, ți-ai... Măi, de capul. Măi, Robert. Dar mâna, dă mâna, ține mâna întinsă. Ține mâna întinsă. Aia la altă. Aia la altă, așa. Mâna mea întreagă, tată, da? Te rog, nu! Nu, mă! Stai nebună! Stai ușor! Nu, că te și epilează dacă e ca... Băi! Vezi că nu... Vezi că nu... Taci! Vreau să luăm o brichetă... La distanță, da? Lumânarea acolo? Da. Stai, așteaptă pe ăsta. Hai că ai făcut ce ai făcut și m-ai pârlit. Asta. Da, fii atent. Nu toate se vă lătă. Cum arăt?
Nu s-a auzit, bine nu s-a auzit. Bine că nu te-ai auzit. Bine că nu s-a auzit, da. Domnul... No. Fii atent. Ce mă... Te rog frumos, muzica mai altă, altă. Muzica ca acum intrăm în altă. Robert, spune te rog că n-ai adus iară cubul Rubik, că plec de aici și mă duc la Cluj. Ar fi a patra oară. Acum gata făcut. Dacă avem timpul și facem. Stai să vă arăt. Am pregătit un număr pentru Răzvan. El da. Nu știa. Așa. Nu știe. Răzvane? Da. Asta este un pachet de cărți care exprimă căsnicia, căsătoria, dragostea, înțelegerea și respectul. În interior sunt doi jokeri. Joker pe care eu i-am scris și am scris două date. Luna, numele lunii și ziua când tu alegi fie ai sărutat-o pe soția ta prima dată, fie ai cerut-o în căsătorie, fie prima întâlnire, primul trăznet, primul fulger de dragoste care a apărut în inima ta. Eu aici am data pe care o alegi tu. Nu v-ați vorbit. Spune, te rog, nu ne-am vorbit, că de-aia și... Că de-aia și veni supărat. Te rog, alege tu. Alege o dată. Să zică, ce dată alegi? Când te-ai sărutat prima dată? Când v-ați întâlnit prima dată? Alege tu o dată. Data când am anunțat logodna. Ți-a dat greu. L-ai lovit. Ce dată a fost? Noaptea de Revelion, cu trecerea din 2022 în 2023. Adică noaptea de Revelion. 31 decembrie. Da, pune așa. Sigur 31 decembrie? Da. Haideți să-ți arăt. Cărți normale. Da, și sunt grupate. Da, da, da. Păi și cum? Aici, atenție, am o carte întoarsă. Te joci cu mințele noastre. Ai două cărți întoarse. Care, pe care dacă le iau no. și le întorc... Du-te, mă, de aici! 31 decembrie, toate cărțile sunt diferite, în afară de 31 decembrie, data când tu ai hotărât ce ai anunțat logodna. Felicitări, Case de Piatră, prietenul meu, să fii fericit, îți doresc din toată inima. Chiar dacă n-am fost alături de tine, să știi că noi te iubim și ne bucurăm pentru fericirea ta. Dacă ție ți-e bine și nouă ne e bine. Nu, nu mai am anunțat. Ăsta e un număr grozav, Robert. Mergi și la anunț, la de-astea, la faci... Scuze-mă, am făcut. Case de Piatră, prietenului nostru, Răzvan! Bă, cum ai făcut să vorbim? Mergi și la anunț, sâmbătă mă duc, ce crezi? A. Nu știu dacă sunt... Cadoul? Surpriză, da, nu că mai surpriză. Fac și surpriză. Păi nu spune nu mai, unde. Nu spune, nu. Deci la Suceava. Ești surpriză de la Suceava. Da, au făcut 10 ani de la căsătorie. Păi și nu, lasă, nu am dat detalii. Poate ai fi surpriză. Poate nu ai mai fi surpriză. Poate nu mai sunt, da. Băi, hai să facem asta cu cubul Rubik. În sfârșit! Da! Facem numărul cu cubul! Bă, dar ne înveți, mă, și pe noi să facem. Eu da. Cu Dani suntem fierți pe cubul ăla. Da? Haideți să vă arăt. A dus gata, făcut, mă. Un cub, da, aici am predicția. Ia. Stai așa. Îl pun aici, da? Așa. Pe două parte. Amestecă-l la spate cum vrei tu, te rog. Deci cum normal. Începe. Aici am o predicție, da? Mamă, dacă mi este de data asta, doamne, l-am repetat acasă, dă-mi n-ai bine. Cu cine l-ai repetat? E? Cu cine l-ai repetat? Cu soția mea de mai multe ori. Ce? E? Ține pachetul de cărți. Vai, dar nu l-am dat în toate părțile, Răzvan. Da? Da. Ține-l, te rog, în palmă. Păi... Iată? Nu cred, nu și uitați-vă, fraților, nu, ce am nu, aici. Nu. Haideți să vă arăt. Nu. A, uite, ceva. Aici, aici e bun, da? Aici e bun. Aici e bun. Aici e bun. Dacă întoarcem pe fund, e bun. Deasupra e bun. Ăsta este număr reușit de magie. Bravo! Expediția pe care o aveam pentru tine. Bravo, bravo, magicianule! Bravo, magicianule! Bravo! Bravo, magicianule! Ai lipsit, dar n-ai lipsit degeaba. Cât ai dat, mă, la nuntă? Auzi, mă, cât ai făcut la nuntă? Hai, mă, bă, nu, făcut, nu da? Se discută lucrurile astea, mă. Nu se vorbesc lucrurile astea. Păi, până la urmă, de ce faci nunta, mă? Nu s-ai și tu... Nu. Nu, să te bucuri de prietenii tăi, de neamurile tale. Păi noi nu am fost prieteni. Păi nu.
Prietenii apropiați. De prieteni, da. Oricum era masa mică, am văzut și eu nu, când am auzit cum operă, mă, te duci departe. Opera. Cred că o fi costat mult, a costat alea. Da. Și am auzit că ai avut alea mâncăruri de alea și alea de să... Nu mă te-ai după ăsta, da? Mă. De ce mai pus, mă, o friptură? N-a avut, bă, și o friptură cu cafea, o ciorbă cu miere, n-am ial. N-a avut, a? Poate găsește Duță la mare. La mare e cu, ai văzut, porțile mari, zici că e animalul viu în ciorbă. 40 de lei o ciorbă, știi, pe domnul Băticiu? 40 de lei, a? E în legătură directă, Marinică, al nostru a început deja weekendul și a făcut prieteni mulți pe litoral. Ne arată chiar acum. Bună dimineața, Marian! Salut, fostul meu prieten! Bună dimineața, Răzvan! Te salut, fostul meu prieten Robert Tudor, sper că nu ți-a ieșit numărul de magie nici astăzi, așa ca să știi că te apreciez și apreciez și ceea ce faci. Să știi! Eu...